atât de alb, atât de pământesc, și printre stele te găsesc, d'albă crăiță. Nu obosesc, nici când să te privesc. De la mine până la tine, numai stele și lumină. Potop de frumusețe, vin ți-a prind inimă, să-nfloresc fețe. Apollo, zeul artelor, tânăr, inteligent, cumpătat, poet și muzician. Apollo reunește toate calitățile unui zeu măreț, admirat și respectat. Zeus și pământenii, văzându-l, nu știau ce să admire mai mult. Înfățișarea lui mândră sau cântecul sublim ce răsuna din liră. Este protectorul scenei și a tuturor steluțelor ce se aprind pe bolta cerească. În noaptea asta, în care atâtea stele se aprind, Daphna, o frumoasă nimfă, gingașă, extrem de emotivă, strălucirea căreia l-a amețit chiar și pe Apollo. Scânteitoarea nimfă are o voce luminoasă și dulce, care încântă zeii la balurile cerești. Cântăreața este protectoarea luminii cerești și a steluțelor nou apărute. Trupul tău de vrăjitoare, Daphna, mi se aprinde în brațe ca flăcările unui rug. Apollo, Apollo, tu știai că iubirea mișcă stelele de pe cer, iar talentul cele de pe pământ. Sigur că da, draga mea Daphna. Altfel, de ce am fi coborât noi în lumea asta frumoasă și talentată? Evident, pentru că să se aprindă steluța bălțului 2011! Steluța bălțului 2011! Bucurați-vă, stelelor! Avem concursului Steluța Bălțului, care se organizează tradițional. În fiecare an, în Palatul Municipal de Cultură, lansează noi și noi talente inedite, care merită admirația tuturor a publicului spectator și este spre bucuria noastră că apar noi talente cu caractere elocvente, care neapărat, cu siguranță, vor străluci pe firmamentul culturii naționale și, de ce nu, și internaționale. În numele secției Cultură Bălți, am astăzi onoarea să adresez calde mulțumiri tuturor participanților concursului interpreților de muzică ușoară Steluța Bălțului 2011, pentru prezența scenică, pentru participare activă și pentru că ne-au oferit pe parcursul acestor zile și astăzi ne vor oferi clipe de revelație sufletească. Adresez calde mulțumiri neobosiților pedagogi care au pregătit copiii tinerii pentru participarea în acest concurs. O caldă mulțumire adresez pentru susținere părinților celor care au evoluat pe parcursul acestor zile în concurs și, evident, vă mulțumim din tot sufletul, stimat public, pentru că ați venit să susțineți talentele și sunt sigură că le-ați oferit și astăzi aplauze bine meritate. Cu sinceritate adresez, de asemenea, mulțumiri
Palatului Municipal de Cultură Specialiștilor, aceste instituții care au organizat 13! O foarte mare de emoție și cu mare drag pentru dumneavoastră! Așadar, cum premiul special se duce acasă astăzi, Adriana Stamati! Felicitări! Felicitări! Felicitări, Adriana! Adriana, vă rog foarte frumos, pentru că fiecare participant obține și câte un premiu bănesc să-și lanseze o piesă. Foarte! Debut scenic, Marinela Cocoș. Frumos! Simpatia publicului. Obține Alexandra Moșina. Să vedem simpatia publicului! La această categorie, premiul 3, obține Victoria Moraru pentru participare activă la concursul interpreților de muzică ușoară Steluța Bălțului 2011. Felicitări! Stas Leschenko! Aplauze! Premiul 2! Bravo, felicitări! Premiul 1! Valeria Cinghiscaia! Felicitări! Și aplauze! Categoria a doua, de la 10 la 15 ani, cu diplomă se decernează Olesia Banu pentru artistism scenic. Să vedem ce premii mai avem. Așadar, Daria Lucaș mai vine, ea se decernează cu diplomă și este laureata concursului Steluța Bălțului 2011. Aplauze și felicitări! Premiul 3 în această categorie este decernată Cristina Covaliuc. Felicitări! Premiul 2 obține Sejana Cucuta. Premiul 2. Premiul 3.
obținut premiul 2, Mădălina Gaivas. În această categorie, premiul 1 obține Ecaterina Lisic. Susținători! Urmează categoria 17-24 de ani. Cu diplomă se decernează Daniela Barbacari pentru participare activă la concursul Steluța Vățului 2011. Felicitări! Tot suflet! Laureat este și Alina Guleacu la această categorie a concursului Steluța Vățului. Și succes! Laureat este și Denis Ogorodov. Denis! Unde el este? Denis nu este. Denis nu este. Ajunge neapărat și diploma și premiul la el. Cu diplomă se decernează și Tatiana Bosei, care a participat activ la acest concurs de lucrurile în 2011. Jana Murguleț, de asemenea, este laureata concursului Steluța Vălțului 2011. Felicitări! Speranța juriului la această categorie este Diana Șoar. Felicitări! Speranța juriului, auzi? Ales la programă, Speranța juriului! Debutul vocal obține Ion Pogor de la Colegiul Muzical. Felicitări! Felicitări! La această categorie, premiul 3 obține Natalia Vapir! Premiul 3 și aplauze! Haideți să vă auzim! Premiul 2 obține Irina Timoșina! Premiul 2! Premiul 2 obține Iulia Boța. Bravo, originală și fantastică. Felicitări! Premiul 1 în această categorie de vârstă obține aplauze, aplauze, Olivia Duet. Cu părere rău, anul acesta au fost numai două duete. Îi menționăm, merită să fie menționați pentru muncă, pentru participare activă. Așadar, diplomă obține Denis Ogorodov și Daria Lucas. Lucas! Felicitări! Laureați sunt ai Steluțe Vălțului 2011, Gurău Ana și Gurăguleac Vadim. Felicitări și mulțumim! Felicitări! Mai iau și premii. Lucas, Daria și Gogorodov Denis obțin premiul 3 a concursului Steluța Vălțului. Felicitări! Premiul 1 în această categorie de vârstă a obținut Vadim Râguleac și Gură Ana. Și aplauze! Felicitări! Bravo!
Mai este da, dar, da, mai este. Mai este o diplomă pentru Irina Dudca, care în aceste zile a fost moderatoarea concursului. Ea este lângă mine. Felicitări de tot sufletul și mulțumim pentru participarea și pentru moderatorul concursului. Și pentru Evgenie Romaca, el obține, el obține o diplomă din partea primăriei municipiului Bălți și anume din numele primarului municipiului, domnul Vasile Panciuc. Așadar, cu diplomă se decernează Evgenie Romaca, prezentator al activităților culturale, Palatul Municipal de Cultură, pentru maestria artistică, stilul individualizat, talentul, efortul, plăcerea și calificarea de care dă dovadă, în contextul desfășurării săptămânii tineretului 2011. Bravo! Felicitări! Premiul mare! Oh, oh. Să îi țineți pe toți un pic în suspans. O neînțelegere. Cu adevărat, așteptăm toți să știm cine a obținut premiul mare. Organizatorii peste o clipă ne vor spune, dar știu că premiul mare este încadrată, că e o domnișoară încadrată în acest spectacol. Așadar, ce zic organizatorii? Noi vrem zicem, pentru că și noi suntem foarte emoționați și am vrea să știm al cui este premiul mare în acest an, dar pentru asta am pregătit noi acest spectacol, această poveste, ca să ajungem la punctul culminant. Este... Să vedem! Cine este învingătoarea steluța Bălțului din acest an? Sau învingătorul? Este o surpriză! O surpriză! Așteptăm această surpriză! Mulțumesc! Felicitări de tot sufletul! Și noi vă mulțumim! Și să admirăm spectacolul! Așa să fie așa! Doamna Veronica Greoran, șefa secției cultură Oraș în Bălți. Mulțumim! Mulțumim! Invităm toți laureații acum să rămâneți alături de noi acolo în sală, să vă admirați colegii, să-i susțineți și să-ți alături de noi până la finalizarea acestui spectacol, gratimă și evident concurs. Acest frumos concurs. Mă rugăm să luați loc și să mai trageți încă o dată prin emoțiile care... Este ziua când în anul 2009 așa am fost fascinați cu toții aici de o steluță. Sigur că da. Care era ca un diamant. Jună, frumoasă, talentată, foc. Îți aduce aminte? Mai ales că lumina talentului ei și toată efervescența care a trăit-o atunci în scenă a rămas în mintea și în amintirea multor spectatori și susținători de atunci. Așa este. Vrem să vă spunem că această domniță face tot posibilul ca să-și atingă țelul, oriunde ar fi. Vrem să vă mai spunem că este laureată a diverse concursuri naționale și internaționale, așa ca Novaya Valna, Slavianski Bazar, mai e solista Art Studio Menestrel, vorba e despre Lenica! Haideți să o aplaudăm și să o întâmpinăm! Oh,
și plăcut. Sufletește se plăci în aur atunci când ăștia sunt de statul de ODLM și era și o seruță inscripționată, da? Thank you.
Uite așa, Irina Tarasiu, mulțumim! Felicitări!
Mulțumim de ca și flori. Ce frumos! Și aplauze! Solidaritate colegială, asta e din partea Lerite. Și aplauze! Thank you.
Woo!
Și aplauze! Felicitări! Succese mari! Realizări și performanțe! Uite așa, la Steluța Bălțului, visele devin realitate! La mai mult și la mai mare! Haideți, aplauze pe final! Toată lumea!